Bună ziua, colegi! Suntem la sfârșit de an, avem foarte multe subiecte de discutat și în această ședință a Guvernului, dar înainte de a începe ședința, eu aș vrea să-l rog pe domnul Spătaru să ne dea informații despre programul de compensații. Am văzut că mai multă lume și-a primit facturile, au văzut compensațiile în factură, dar în același timp noi știm că există cei care nu s-au înregistrat pe platformă și au fost integrați automat în grupul mediu de vulnerabilitate, au fost și anumite subiecte legate de grupuri mici care au greșit, de exemplu, datele atunci când au aplicat pentru compensații. Știu că dumneavoastră faceți constant o evaluare a programului Ajutor la Contor și să vedem unde ne aflăm și care sunt pașii de mai departe, ca să avem predictibilitate pentru cetățenii noștri. Bună ziua! Într-adevăr, înregistrarea pe platforma compensații.gov.md continuă și ea va continua pe întreaga durată a perioadei reci a anului. În fiecare lună, pe data de 25, va fi lansat calculul pentru stabilirea categoriei de vulnerabilitate energetică a familiilor înregistrate. Pentru luna noiembrie s-au înregistrat 695.000 de gospodării, dintre care în jur de 80% de gospodării au primit gradul de vulnerabilitate maxim, adică gradul de vulnerabilitate foarte ridicată. Pentru aceste gospodării este compensată până la 59% din valoarea facturii de gaze naturale și aproximativ jumătate din valoarea facturii de încălzire centralizată. Au fost operate anumite ajustări la metodologia de calcul a gradului de vulnerabilitate și prin dispoziția CSE a fost îmbunătățită metodologia de calcul. Aceste modificări vor fi introduse și în hotărârea de guvern. Este adevărat că pentru gospodăriile care nu s-au înregistrat pentru luna noiembrie, pentru facturile pentru luna noiembrie se aplică tarifele și compensațiile echivalente cu cele ale categoriei medii, dar pentru luna decembrie, adică în facturile următoare, deja familiile care nu se vor fi înregistrat nici în decembrie vor primi compensații echivalente cu cele ale categoriei de vulnerabilitate scăzută. Deci asta înseamnă că îndemnăm toate familiile să se înregistreze pe platformă în luna decembrie pentru a beneficia de compensații în funcție de categoria pe care o vor primi. De asemenea, unii solicitanți au comis anumite erori la completarea cererii. De exemplu, au indicat venitul total în loc de venitul mediu, acolo unde a fost posibil. Noi am identificat asta în mod automat și am corectat, dar sunt cazuri în care asta nu a fost posibil. De aceea, solicitanții, după ce au descoperit eroarea, ne scriu la suport@compensații.gov.md sau apelează la numărul de telefon 08000 și solicită redeschiderea cererii pentru a putea fi făcute modificări. O altă greșeală care se întâlnește destul de frecvent este introducerea eronată a numărului locului de consum și dacă numărul locului de consum, acel identificator unic al locului de consum este greșit, atunci furnizorii nu pot aplica compensația corespunzătoare pentru că nu pot identifica consumatorul în sistem. De aceea, cei care s-au înregistrat, au primit decizia și nu văd în factură compensația, trebuie să verifice încă o dată dacă au introdus numărul locului de consum corect în sistemul informațional. Pentru energia electrică, facturile se emit în fiecare zi și cei care au primit facturi la începutul lunii și n-au văzut compensații, vor primi compensațiile cumulat pentru 2 luni la următoarea facturare. Deci procesul continuă și noi îndemnăm toți cei care nu s-au înregistrat sau care au comis erori la înregistrare să se înregistreze sau să solicite redeschiderea cererii pe compensații.gov.md. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule ministru. Repet și eu. Deci cei care nu s-au înregistrat pe platformă
în următoarea lună vor primi compensații mai mici. De aceea încurajăm pe toți care își doresc compensații să se înregistreze pe platformă și cei care au întrebări sau cred că s-a comis vreo eroare pot suna la 08000-5000 sau scrie la minister. Da, încă o dată, support@compensatii.gov.md. Noi primim în jur de 1000-2000 de cereri pe zi și toate aceste cereri sunt procesate de echipa de la minister. Redeschidem cererile pentru cei care solicită acest lucru. Mulțumesc de asemenea, tuturor care implementează acest program. Mulțumesc este un efort și mare. Vreau să precizez că de asemenea vom permite registratorilor, adică asistenților sociali, comunitari și bibliotecarilor care au înregistrat oameni în sistem, să editeze cererile în cazul în care s-au comis erori în cererile inițiale înregistrate de aceștia. Și un ultim lucru pe care vreau să-l precizez, noi acum pregătim și anumite criterii de risc pentru a identifica situațiile în care există riscul că declarațiile depuse de solicitanți nu corespund realității. Vom veni și cu un mecanism de identificare automată a situațiilor în care pot exista riscuri de declarații neconforme cu realitatea. Mersi. Vă mulțumesc. Colegii, noi am avut în această săptămână adoptarea în prima lectură a bugetului și politicii fiscale. Avem discuții în procesul de definitivare a acestor documente, atât pe intern cât și cu grupurile interesate. Domnule Budeanschi, am primit mai multe solicitări din partea autorităților publice locale. Eu cred că împreună trebuie să organizăm la sfârșitul acestei săptămâni sau la începutul săptămânii viitoare comisia paritară, să discutăm toate subiectele și să comunicăm foarte clar care este impactul creșterii salariilor și cum pot fi finalizate și bugetele locale în contextul creșterii salariilor. Vă mulțumesc. Astăzi vreau să spun că în ședință vom avea mai multe proiecte și hotărâri de guvern importante pentru parcursul nostru european. Ieri am participat la forumul anual pentru integrare europeană. A fost primul forum după ce Moldova a obținut statutul de țară candidat. Sunt multe reforme asupra cărora lucrăm cu tot o altă energie și sunt anumite date limite pe care noi ni le-am propus. Și iată că avem proiecte care vin să îmbunătățească situația în termenii în care ni i-am propus. Înțeleg că domnul Litvinenko are și propuneri pentru, în acest context, propuneri suplimentare pentru ordinea de zi. Vă rog, domnul Litvinenko. Mulțumesc, stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, într-adevăr propun suplimentarea agendei ședinței Guvernului de astăzi cu trei proiecte de hotărâri de guvern. În primul rând vorbim despre proiectul legii pentru modificarea unor acte normative care ține de procedurile simplificate în procesul penal. Acest proiect derivă din strategia pentru asigurarea independenței și integrității sectorului justiției, pe de o parte, și din memorandum cu Fondul Monetar Internațional, pe de altă parte. Rog să susțineți introducerea aprobării acestui proiect de lege în ședința guvernului. Separat, probabil, da. Sau le prezint pe toate trei, da? Ok. Da, ok, mersi. A doilea proiect ține de avizul Guvernului la proiectul hotărârii Parlamentului privind aprobarea Programului Național de Recuperare a Bunurilor Infracționale pentru 2023-2027 și a Planului de Acțiuni privind implementarea acestui program, inițiativa legislativă 426 din 23 octombrie-noiembrie 2022, respectivul proiect de hotărâre a Parlamentului este o măsură propusă de Comisia Europeană în avizul său privind cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Rog să susțineți introducerea în agenda ședinței Guvernului a avizului Guvernului la această inițiativă legislativă. Și a treia inițiativă legislativă la fel rezultă din măsurile
propuse de Comisia Europeană în contextul acordării Republicii Moldova a statutului de țară candidat de integrare la Uniunea Europeană. Este vorba de aprobarea hotărârii Guvernului privind avizul la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, inițiativa legislativă numărul 427 din 24 noiembrie 2022. Rog să susțineți introducerea și acestui proiect în agenda ședinței Guvernului de astăzi. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Sunt alte propuneri pentru ordine de zi, domnul Alaiba? Da, mulțumesc, domnul prim-ministru. Stimați colegi, rugămintea este să amânăm pentru săptămâna viitoare subiectul numărul 20 din ordine de zi, proiectul hotărârii Guvernului cu privire la reorganizarea Institutului Național de Metrologie, pentru niște clarificări suplimentare și săptămâna viitoare probabil o să fim gata. Mă bucur să văd pe agenda și anumite subiecte pe care le-am solicitat în alte ședințe ale Guvernului, inclusiv subiecte care au fost consultate adițional. Mă refer aici și la regulamentul cu privire la achiziții de valoare mică și la hotărârea de guvern referitor la influența salariului minim în stabilirea salariilor în alte instituții la autofinanțare și sper să văd și alte subiecte pe care le-am solicitat în cadrul ședințelor Guvernului cât mai curând pe agenda ședințelor. Mulțumesc! Și acum să începem cu subiectul cu privire la cadre. Vă rog frumos, domn Topală. Stimați colegi, în temeiul articolului 7, litera I din legea cu privire la guvern și al articolului 42, alineat 5 secund din legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, se propune numirea doamnei Nadejda Velișco în funcție de secretar general al Ministerului Educației și Cercetării din data de 26 decembrie 2022, pe perioada determinată de un an. Menționez că doamna Nadejda Velișco ocupă această funcție, doar că, în conformitate cu prevederile legale menționate, este necesar de a reangaja pe perioada determinată de un an. Rog susținere. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Cine este pentru susținerea acestei propuneri? Aprobat. În continuare, trecem la subiectele de pe ordine de zi. Vă rog, domnul Litvinenko. Mulțumesc, stimat domnul prim-ministru, stimați colegi. Un alt proiect care derivă din măsurile propuse de Comisia Europeană pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Deci, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea proiectului legii privind modificarea unor acte normative. Este vorba de răspunderea disciplinară a judecătorilor și activitatea inspecției judiciare. Din perspectiva reformării activității inspecției judiciare, prezentul proiect urmărește reglementarea la nivel de lege a drepturilor, obligațiilor, garanțiilor inspectorilor judecători, 2. Proceduri de revocare a mandatului inspectorului judecător, 3. Alte aspecte țin de consolidarea capacităților, inclusiv procedura de evaluare performanțelor inspectorilor judecători. Din perspectiva răspunderii disciplinare a judecătorilor, proiectul urmărește modificarea cadrului legal în parte ce ține de 1. Lista abaterilor disciplinare pentru a se asigura claritatea și previzibilitatea acestora, 2. Simplificarea procedurii de examinare a abaterilor disciplinare, 3. Simplificarea procedurii de examinare a contestărilor, sancțiunilor disciplinare aplicate, acestea urmând a fi examinate de către Curtea Supremă de Justiție. Proiectul în procesul de elaborare și la definitivarea versiunii finale au fost luate în considerație propunerile prezentate de Consiliul Superior al Magistraturii. Proiectul a fost consultat în mod corespunzător, supus expertizei anticorupției și în acest context solicit susținerea proiectului respectiv de lege. Mulțumesc! Mulțumesc! Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestui proiect? Aprobat! În continuare, domn Budeanschi. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului,
Vă prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea acordului de grant Fondul Fiduciar Multidonator dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea cofinanțării programului Moldova, măsuri în situații de urgență, reziliență și competitivitate, operațiune de politici de dezvoltare, semnat la 9 decembrie 2022. Deci, după cum am spus, am menționat, la 9 decembrie 2022 a fost semnat acordul de grant și respectiv prin acesta se acordă un suport Republicii Moldova de 43,76 milioane dolari SUA. Grantul respectiv este acordat în baza celor 8 acțiuni realizate de către Republica Moldova în cadrul programului și grantul urmează a fi debursat într-o singură tranșă, iar resursele alocate vor fi utilizate pentru finanțarea cheltuielilor bugetare. Vă rog să susțineți proiectul. Mulțumesc! Mulțumesc! Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestui proiect? Vă mulțumesc! Rog să meargă prioritar la Parlament ca să vedem disbursate aceste resurse cât mai curând. În continuare, doamna Revencu. Bună ziua, stimați colegi! Prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative privind regimul străinilor. Astfel, procesul de documentare a străinilor va fi unul mai simplificat, iar cerințele în acest sens vor fi prevăzute expres. În acest sens, noi evităm, excludem, de fapt, potențiale riscuri de corupție conform recomandărilor instituțiilor cu competențe în acest domeniu. Documentul va îmbunătăți calitatea serviciilor oferite de Biroul Migrației și Azil al Ministerului Afacerilor Interne, va contribui la reducerea cazurilor de interpretare a normelor stabilite și va facilita accesul în Republica Moldova a posesorilor de cartele de acreditare valabile, eliberate de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene. De asemenea, procedurile urmează a fi facilitate pentru unele categorii de străini, precum sunt posesorii permiselor de ședere eliberate de Canada, SUA, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, precum și posesorii documentelor de călătorie eliberate de Consiliul Europei, Uniunea Europeană și alte organizații acreditate internaționale valabile și în Republica Moldova. În contextul obținerii de către Republica Moldova statutului de țară candidată pentru aderare la Uniunea Europeană, proiectul la fel prevede și simplificarea documentării cetățenilor statelor Uniunii Europene prin micșorarea termenului de examinare de la 30 la 15 zile calendaristice, reducerea pachetului de acte prin excluderea prezentării asigurării medicale și a mijloacelor de întreținere, precum și acordarea unui drept de ședere de 5 ani în cazul în care se solicită argumentat acest drept. Totodată, în contextul războiului hibrid în regiune și în scopul asigurării ordinii și securității statului, se impun filtre suplimentare de verificare și control anumitor categorii de străini care solicită un drept de ședere pe teritoriul țării, în special cu statele cu care Republica Moldova nu are semnate acorduri de readmisie. Și astfel, cetățenii a circa 50 de state vor fi obligați să obțină viza de lungă ședere în cazul în care intenționează să stea pe teritoriul Republicii Moldova mai mult de 90 de zile consecutive. În urma celor expuse, rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc. Un proiect important. Înțeleg că va fi mai ușor și pentru investitori să vină să lucreze în Moldova. Am avut în trecut mai multe plângeri în această privință. Deci acest act normativ vine să îmbunătățească situația, inclusiv după consultările dumneavoastră cu investitorii, sectorul privat care creează locuri de muncă, corect? Categoric au avut loc o rundă de consultări cu reprezentanții mediului de afaceri, inclusiv cu reprezentanții diplomației. Am lucrat și colegii de la Ministerul Economiei, astfel încât am ajuns la acest set de măsuri care vine să faciliteze procesul de intrare și staționare pentru cei de bună credință, pentru cei care vin să susțină dezvoltarea Republicii Moldova și să ne fie alături în acest parcurs de integrare europeană.
și în același timp un echilibru cu obiectivele de securitate. Categoric. Colegi, cine este pentru susținerea acestui proiect? Aprobat. Vă mulțumesc. În continuare, domnul Litvinenko. Stimată domnul prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea proiectului legii cu privire la modificarea unor acte normative. Proiectul ține de perfecționarea mecanismului de recuperare a cheltuielilor pentru asistența juridică garantată de stat. Inițiativa de modificare a cadrului normativ este determinată de faptul că actualul mecanism de recuperare a cheltuielilor reglementat prin legea 198/2007 este ineficient și lacunar, ori acesta nu asigură valorificarea deplină a sumelor datorate de către beneficiarii serviciilor de asistență juridică, iar circa 50% din deciziile de recuperare rămân neexecutate, fiind astfel prejudiciat bugetul public național. Această stare este determinată în principal de faptul că decizia executorii a coordonatorului oficiului teritorial privind recuperarea cheltuielilor pentru acordarea asistenței juridice garantate de stat este executată silit în conformitate cu prevederile codului de executare, iar executarea silită a deciziilor de către executorii judecătorești comportă și unele cheltuieli suplimentare, și anume taxele de intentare și de arhivare a dosarului de executare, precum și spezele de executare. În vederea îmbunătățirii mecanismului de recuperare a cheltuielilor pentru asistența juridică garantată de stat, se propune ajustarea acestuia la prevederile codului administrativ, potrivit căruia competența pentru executarea creanțelor bănești bazate pe dispozițiile de drept public revine serviciului fiscal de stat și se realizează în conformitate cu prevederile codului fiscal. Astfel, principala prevedere a proiectului constă în redacția nouă a articolului 23 prim din legea 198/2007, care va stipula expres că după expirarea termenului 30 de zile de la data la care prestația bănească datorată de către beneficiarul asistenței juridice garantate de stat devine scadentă și în cazul în care nu a fost achitată benevol, se execută în conformitate cu procedura de executare a creanțelor bănești bazate pe dispozițiile de drept public. Adițional, pentru a asigura garanții efective privind comunicarea deciziei de recuperare a cheltuielilor pentru acordarea asistenței juridice garantate de stat, în cazul în care nu a fost posibilă notificarea acesteia prin poștă cu scrisoare recomandată și cu aviz de primire sau prin alt mijloc de informare care asigură confirmarea primirii acesteia, adică e-mail, telegram, fax, se propune instituirea unor proceduri suplimentare de comunicare a deciziei de recuperare, similare cu procedurile de notificare a actelor serviciului fiscal de stat reglementate la articolul 129 prim din codul fiscal, și anume înmânarea deciziei altor persoane, de exemplu unui membru adult al familiei, sau comunicarea prin publicitate publică. Având în vedere cele menționate, rog susținerea proiectului de lege. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Un alt proiect important în domeniul justiției. Cine este pentru susținerea acestui proiect? Aprobat. În continuare, domnul Talmazan. Stimat doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se propune intenții dumneavoastră proiect hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea legii privind funcția publică și statut funcționarului public. Proiectul dat a fost elaborat de către Cancelarea de Stat în scopul perfecționării cadrului normativ și promovării pe bază de merit a celor mai potriviți candidați la funcțiile de conducere de nivel superior. Proiectul își propune operarea modificărilor în parte ce țin de asigurarea interimatului funcției publice și de conducere de nivel superior. De asemenea, este foarte important și proiectul dat reglementează, își propune, adică operarea modificărilor în parte ce ține de oferirea posibilității funcționarilor publici pe lângă activitatea de bază de a desfășura alte activități remunerate în cadrul proiectelor, programelor de cercetare și inovare implementate la nivelul Uniunii Europene. Ceea ce ar oferi funcționarilor publici oportunitatea de dezvoltare abilităților în domeniul cercetării și inovării, precum și posibilitatea de a fi remunerați suplimentar și legal. În același context, se remarcă că în scopul cultivării climatului de integritate instituțională, precum și abordării uniforme și echitabile, comparativ cu funcționarii publici angajați prin concurs, prevederile legii privind funcția publică și statutul funcționarului public, au fost completate cu posibilitatea solicitării actelor confirmative la Autoritatea Națională de Integritate, Centrul Național Anticorupție și la Serviciul de Informații și Securitate, pentru persoane care urmează promovate în funcții publice și de conducere de nivel superior. Pentru conformarea și cadrul normativ și corespunderea, adică cadrul normativ, proiectul a fost avizat inclusiv de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Finanțelor, Autoritatea Națională de Integritate, Serviciul de Informații și Securitate și Centrul Național Anticorupție. De asemenea, fiind dispuse expertize juridice și expertize anticorupție. În contextul celor spuse, solicită respectuos aprobarea proiectului menționat. Mulțumesc. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestui proiect? Aprobat. În continuare, domnul Popescu.
Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, se prezintă atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Arabia Egipt privind scutirea reciprocă de vize pentru deținătorii de pașapoarte diplomatice speciale și de serviciu, semnat la Cairo la 11 octombrie 2022. Acordul urmărește facilitarea călătoriilor reciproce pentru cetățenii ambelor state care au dreptul la pașapoarte diplomatice speciale sau de serviciu. În conformitate cu prevederile acordului, titularii pașapoartelor respective vor putea intra, ieși și tranzita teritoriul celuilalt stat fără vize pentru o perioadă care nu depășește 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile. Aș vrea să menționez că este doar primul pas. Obiectivul nostru este să facilităm călătoriile pentru toți cetățenii și următorul nostru obiectiv este negocierea unui acord pentru deținătorii pașapoartelor biometrice. Din punct de vedere financiar, acordul nu conține prevederi care ar avea repercusiuni negative asupra economiei Republicii Moldova. Proiectul a trecut toate procedurile interne și nu presupune costuri financiare adiționale. Rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc. Cine este pentru susținerea acestui proiect? Aprobat. Continuați, domnul Popescu, cu un proiect foarte important pentru procesul de integrare europeană, să vedem cum coordonăm întreg procesul. Într-adevăr, așa este. În calitatea noastră de stat candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană și trebuie să întreprindem mai multe măsuri, inclusiv de ordin administrativ și cu această ocazie țin să vă prezint proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea mecanismului de coordonare a procesului de integrare europeană a Republicii Moldova și a componenței grupurilor de lucru implicate în implementarea mecanismului de coordonare, organizare și pregătire a procesului de aderare la Uniunea Europeană, cât și modificarea hotărârii Guvernului numărul 679 din 2009 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei Guvernamentale pentru Integrare Europeană. Aceste modificări sunt necesare pentru a detalia mecanismul de coordonare a procesului de integrare europeană în noul context în care ne aflăm și în adoptarea acestui hotărâri de guvern, sper eu în câteva minute sau în câteva secunde, am ținut cont de metodologia de aderare a Comisiei Europene bazată pe criteriile de aderare a unui stat terț la Uniunea Europeană și scopul acestui proiect este să clarifice competențele și modalitatea de funcționare a Comisiei Guvernamentale pentru Integrare Europeană, să aprobe mecanismul de coordonare a acestui proces și să instituie componența grupurilor de lucru care vor pregăti negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Acest proces nu presupune, sau această decizie nu presupune cheltuieli bugetare suplimentare, mai este încă un pas care pregătește instituțiile noastre de procesul de aderare la Uniunea Europeană. Rog să susțineți. Vă mulțumesc. Cine va consulta proiectul acestei decizii va vedea, avem clastere, grupuri de lucru, peste 30 de grupuri de lucru care trebuie să înțeleagă și să negocieze cu Uniunea Europeană și să implementeze în legislația noastră, în realitate, de fapt, multe standarde europene, procese care să ne aducă cât mai aproape de nivelul de viață și de valorile implementate în țările Uniunii Europene. Și urmează un proces îndelungat cu participarea tuturor funcționarilor publici din toate autoritățile publice. Eu vreau să reamintesc tuturor despre acel chestionar care a fost elaborat într-un timp record cu ajutorul societății civile, cu ajutorul experților din diaspora, care de fapt este punctul nostru de pornire, care arată unde eram la începutul anului pe fiecare din capitolele care urmează a fi negociat. Colegi, întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestei hotărâri? Aprobat. În continuare, domnul Topal.
Stimați colegi, propun atenție dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern privind aprobarea semnării acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Croația privind cooperarea în domeniul educației și cercetării. Propunerea semnării unui acord privind cooperarea în domeniile educației și cercetării cu Republica Croația aparține părții moldovenești, având în vedere faptul că la ora actuală nu există un cadru legal bilateral de colaborare în aceste domenii. Scopul final al încheierii acordului este de a consolida colaborarea cu partea croată pe aspecte ce vizează domeniile educației și cercetării din perspectiva reformelor implementate și a noilor documente de politici aprobate la nivel național și internațional. În special, vom miza pe suportul Croației în promovarea dezideratelor de integrare europeană și participarea cât mai activă a Republicii Moldova la spațiul european al învățământului superior și cercetării. Prin acest acord, părțile vor iniția pe principii de paritate programe de mobilitate academică pentru studenți, vor realiza stagii de formare pentru cadrele didactice, cercetători și funcționari publici din sectorul educațional. De asemenea, acordul va susține cooperarea dintre instituțiile de învățământ superior și organizațiile de cercetare din ambele țări, prin dezvoltarea de parteneriate la nivel bilateral, dar și în contextul proiectelor și programelor Uniunii Europene, Consiliului Europei, Organizației Națiunilor Unite și altor organizații internaționale și regionale, sau inițiative pentru statele de sud-estul Europei. Pe domeniul învățământului superior vom dezvolta parteneriate și schimb de experiență și bune practici privind asigurarea calității procesului educațional, implementarea tehnologiilor informaționale în educație, promovarea conceptului învățării pe tot parcursul vieții. În contextul celor expuse, rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Cine este pentru susținerea acestui proiect? Aprobat! Vă mulțumesc! În continuare, domnul Budeanski. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, vă prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea regulamentului achizițiilor publice de valoare mică. Prezentul proiect a fost elaborat în scopul realizării prevederilor articolului 2, alineat 4 din legea numărul 131 din 2015 privind achizițiile publice și articolul 1, alineat 3 din legea 74-2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transportului și serviciilor poștale. Proiectul propus stabilește o ierarhie de principii, procese, tehnici și instrumente pentru îndrumarea și facilitarea activității autorităților, entităților contractante în procesul de achiziție publică de valoare mică. Noul regulament vine cu o modificare esențială asupra modului de inițiere a achizițiilor de valoare mică, astfel autoritatea, entitatea contractantă, într-o asigurare a transparenței și concurenței loiale, are obligația de a iniția achiziția în cadrul sistemului informațional automatizat Registrul de Stat a Achizițiilor Publice. Regulamentul descrie modul de planificare, inițiere și derulare a achiziției publice de valoare mică în cadrul sistemului informațional Registrul de Stat a Achizițiilor Publice. Sunt operate modificări și asupra modului de încheiere și executare a contractelor. Astfel a fost inclusă posibilitatea de încheiere de către autoritățile, entitățile contractate, a contractelor cu efectuarea plăților anticipate pentru achiziționarea bunurilor, serviciilor și lucrărilor, cu respectarea prevederilor articolului 66, alineat 6 din legea numărul 181 din 2014 a finanțelor publice și responsabilității bugetare fiscale. Totodată, în regulament este stabilit procesul de raportare a achizițiilor de valoare mică. Agenția Achiziției Publice va monitoriza realizarea achizițiilor publice de valoare mică în baza informațiilor din cadrul sistemului informațional Registrul de Stat a Achizițiilor Publice. În urma consultărilor efectuate privind creșterea ratei inflației și respectiv fluctuațiile prețurilor din anii 2016-2021, s-a decis majorarea pragurilor până la suma de 50.000 lei pentru achizițiile efectuate în baza facturii de plată, pentru achizițiile de bunuri și servicii a căror valoare este cuprinsă între 50.000 lei și 150.000 lei, achizițiile de lucrări a căror valoare este cuprinsă între 50.000 și 200.000 lei și achizițiile care au ca obiect serviciile sociale și alte servicii specifice enumerate la anexa numărul 2 din legea numărul 31 din 2015, a căror valoare este cuprinsă între 50 și 300 mii lei, fără taxa pe valoare adăugată,
Autoritatea contractantă are dreptul să încheie contracte directe cu operatorul economic, asigurând utilizarea eficientă a resurselor financiare, transparență, obiectivitate și imparțialitatea procesului de achiziție și încrederea publică față de acesta. În cazul entităților contractante care efectuează achizițiile în conformitate cu prevederile legii 74 din 2020, s-a decis stabilirea pragurilor până la suma de 100.000 lei pentru achizițiile efectuate în baza facturii de plată, pentru achizițiile de bunuri și servicii a căror valoare este cuprinsă între 100.000 și 400.000, achizițiile de lucrări a căror valoare este cuprinsă între 100.000 și 1 milion de lei și achizițiile care au ca obiect serviciile sociale și alte servicii specifice enumerate la anexa numărul 2 din legea numărul 74 din 2020, a căror valoare este cuprinsă între 100.000 și 500.000 lei, toate fără taxă valoare adăugată, autoritatea contractantă are dreptul să încheie contracte directe cu operatorul economic. Noul regulament a fost consultat pe larg de actorii interesați și s-a ajuns la un consens. În contextul celor expuse, rog susținerea proiectului. Domnul Budeanski, acum haideți într-un limbaj care să-l înțeleagă cetățenii. Deci noi aducem mai multă transparență în achizițiile publice, corect? Adică da, acum vom putea vedea aceste contracte online. În același timp am discutat cu autoritățile publice locale să le fie ușor să contracteze. Pentru că a fost acest regulament câteva săptămâni în urmă pe ordinea de zi, noi l-am lăsat amânat, pentru consultări adiționale și am avut mai multe discuții, dar care va fi impactul acestui regulament? Principalul impact este că, cu adevărat, achizițiile vor deveni mai transparente. Acum, toate achizițiile care sunt peste 50.000 vor fi direct în sistemul informațional, iar cele care sunt până la 50.000, care autoritățile poate să le procure doar în bază de factură, ele vor fi raportate la Agenția Achiziții Publice. Deci, prin acest regulament, de fapt, noi am atins un obiectiv important ce ține de transparență, dar în același timp și am simplificat procedurile de achiziții, deoarece prin stabilirea noilor praguri autoritățile au mai mare flexibilitate atunci când își planifică și execută achizițiile. Noi am discutat că autoritățile publice locale se confruntă cu un deficit de cadre, de fapt și autoritățile naționale la fel, și este important ca să avem reguli simplificate, dar în același timp este important să aducem transparență pentru ca să nu existe abuzuri, pentru că noi avem sume foarte mari de bani care sunt cheltuite de autoritățile publice. Da, și de asemenea este important că odată ce aceste achiziții devin mai transparente, ele devin vizibile pentru agenții economici și va spori interesul pentru achizițiile publice la agenții economici. Și aceasta este principala premiză pentru a avea o mai bună eficiență în achizițiile publice. Mersi. Și toate consultările cu Congresul Autorităților Locale, cu alte organizații care reprezintă autoritățile locale sau părțile interesate în regulamentul achizițiilor de valoare mică au fost... Am discutat, am avut câteva ședințe, s-a ajuns la această formulare, dar lucrul va continua fiindcă este nevoie cu adevărat implementarea, ceea ce presupune și profesionalizarea acestui domeniu, pe de o parte, dar pe de altă parte și restructurarea lui și acordarea de instruire. Da. Și, din nou, este un domeniu important în procesul nostru de integrare europeană. Vă mulțumesc. Cine este pentru susținerea acestui regulament? Aprobat. În continuare, domnul Litvinenko. Mulțumesc. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului privind modificarea hotărârii Guvernului 600
98/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Justiției. Este vorba de reconfigurarea Ministerului Justiției și sporirea capacităților instituționale. Prin proiectul hotărârii Guvernului se propune 1. Majorarea efectivului limită a aparatului central al Ministerului Justiției cu 27 unități de personal pentru exercitarea efectivă și promptă a atribuțiilor Ministerului. 2. Consolidarea structurilor aparatului central al Ministerului cu componenta de integrare europeană. 3. Reglementarea funcțiilor Ministerului pe segmentul integrării europene. 4. Reorganizarea, reconfigurarea subdiviziunilor structurale ale aparatului central al Ministerului Justiției și specializarea personalului în funcție de atribuțiile subdiviziunii. 5. Prezentarea noii structuri și a noii organigrame a aparatului central. De precizat că Ministerul Justiției este una dintre atribuțiile publice cu un grad sporit de implicare în procesul de integrare europeană, ori de număr total de acțiuni asumate în planul de acțiuni pentru implementarea măsurilor propuse de către Comisia Europeană în avizul său privind cererea de aderare a țării la Uniunea Europeană, mai mult de o treime revin Ministerul Justiției, atât pe componenta justiției, cât și combaterea corupției, spălarea banilor. Pentru realizarea celorlalte acțiuni, Ministerul își aduce aportul pentru efectuarea expertizei juridice a tuturor proiectelor elaborate de către autoritățile responsabile ce vizează componenta de integrare europeană. De asemenea, prin acest proiect se propune instituirea funcției secretar general adjunct în cadrul Ministerului, pentru că să fie coordonat mai bine procesele interne și să se asigure comunicarea externă atât cu partenerii de dezvoltare cât și cu structurile forului european. Extinderea atribuțiilor Ministerului Justiției în domeniul integrării europene, care se propune prin respectivul proiect, vor determina reconfigurarea Ministerului și sporirea capacităților instituționale, contribuind esențial la reducerea presiunii și volumului de lucru a subdiviziunilor supra-solicitate, precum și la creșterea randamentului activității și calității sarcinilor îndeplinite de personalul Ministerului. Proiectul a fost consultat. Toate autoritățile interesate, de principiu, au susținut proiectul respectiv. Rog să susțineți aprobarea acestui proiect de hotărâre. Mulțumesc. Este vorba despre un proces mai larg de reorganizare a ministerilor pentru a le capacita în procesul de negociere cu Uniunea Europeană, dar și pentru a face față provocărilor. Am avut săptămâna trecută reorganizarea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, înainte de aceasta a Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Astăzi avem și Ministerul Justiției și Ministerul Afacerilor Interne, vom avea și alte reorganizări. Avem și mai înainte am avut și la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, deci capacităm instituțiile noastre să facă față noilor provocări și să poată promova reforme pentru integrarea europeană. Cine este pentru susținerea acestui proiect? Aprobat. Continuați, domnul Litvin. Mulțumesc, stimat doamnă prim-ministru, stimați colegi, un alt proiect care ține de modificarea unei instituții importante din subordinea Ministerului Justiției. Este vorba de Administrația Națională a Penitenciarelor. Deci, prin proiectul respectiv, se propune modificarea hotărârii Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea ANP. Deci, prezenta inițiativă este elaborată în scopul soluționării deficiențelor care împiedică realizarea eficientă a sarcinilor atribuite prin legii sistemului administrației penitenciare. Astfel se propune reorganizarea Administrației Naționale a Penitenciarelor, dar și revizuirea structurii instituțiilor din subordine pentru a asigura funcționalitatea și randamentul proceselor indispensabile activității execuțional-penale. Finalitățile urmărite de prezent proiect sunt, în primul rând, lichidarea direcțiilor generale și crearea direcțiilor separate, astfel încât organigrama ANP să fie structurată logic în subdivizii structurate interne mai compacte, cu competențe funcționale bine determinate. 2. Optimizarea numărului actual de unități de personal al ANP și redistribuirea acestor unități către instituțiile din subordine, deci de la aparatul central
către instituțiile din subordine, crearea subdiviziunilor structurale interne responsabile de domenii precum investiții capitale, armament și mijloace speciale, sisteme tehnice, securitatea muncii, asistență psihologică a personalului, protecția informațiilor atribuite la secretul de stat. De asemenea, prin proiect se propune crearea unei subdiviziuni subordonate ANP, responsabil gestionarea, depozitarea și distribuirea bunurilor materiale necesare sistemului administrației naționale a penitenciarilor, și anume centrul de aprovizionare tehnico-materială. Adoptarea prezentului proiect va crea premize pentru modernizarea sistemului administrației penitenciare, în așa fel încât personalul penitenciar să fie capabil să gestioneze corect și eficient mediul penitenciar, iar sistemul să aibă posibilitatea să-și exercite corespunzător funcțiile atribuite prin lege, astfel încât să fie îmbunătățite toate procesele legate de punerea în executare a condamnărilor penale cu privare de libertate. Proiectul respectiv nu presupune majorarea efectivului limită a administrației naționale a penitenciarilor per general. Rog să susțineți și aprobarea acestui proiect de hotărâri. Mulțumesc. Mulțumesc. Cine este pentru susținerea acestei hotărâri? Aprobat. În continuare, doamna Reven. Colegi, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului ce țin de consolidarea și eficientizarea activității Ministerului Afacerilor Interne. În acest sens, proiectul prevede ajustarea structurii aparatului central al Ministerului, revizuirea competențelor unităților aparatului central, optimizarea și precizarea proceselor interne pentru îmbunătățirea capacității instituționale în acoperirea integrală a domeniilor de specialitate. Totodată, proiectul conține includerea poziției de secretar general adjunct al Ministerului pentru a susține participarea coordonată a Ministerului Afacerilor Interne în agenda Guvernului de Integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Modificările vor contribui la fortificarea și eficientizarea activității Ministerului prin modernizarea structurilor pe componentele de suport decizional-administrativ, dar în principal pe componenta de politici, conform recomandărilor experților, misiunilor de audit și altor analize instituționale. Astfel, mai multe direcții vor fi comasate, optimizând procesele și eliminând anumite procese birocratice care nu aduc plus valoare, iar altele vor fi reorganizate prin instituirea subdiviziunilor structurale separate, care să asigure bună implementarea politicilor în domeniu și guvernarea resurselor, cu realizarea funcțiilor operaționale, dar și de suport. La fel, unele direcții vor fi suplinite cu unități de personal, fapt care va contribui la fortificarea acestora în procesul de realizare a misiunilor funcționale, inclusiv a dezideratului de aliniere a politicilor din domeniile de gestionare al Ministerului Afacerilor Interne la achiul comunitar. Rog susținerea proiectului. Mulțumesc. Cine este pentru susținerea acestui proiect? Aprobat. În continuare, domnul Spătar. Stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern cu privire la modificarea unor hotărâri ale guvernului. Proiectul propus aduce în concordanță prevederile hotărârii numărul 743 din 2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară, cu ultimele modificări efectuate în legea salarizării numărul 847 din 2002, și corelează cu ultima valoare a salariului minim pe țară, aprobat săptămâna trecută și care va fi de 4.000 de lei cu aplicare de la 1 ianuarie 2023. Obiectivul de bază al proiectului este promovarea creșterilor salariale echitabile între persoanele cu funcție de conducere și alte categorii de angajați. Astfel, printre principalele modificări propuse se numără: salariul conducătorilor unităților cu autonomie financiară va putea fi negociat cu fondatorul în baza unui interval recomandat extins, cu revizuirea anuală a acestuia, odată cu aprobarea salariului minim nou. Dacă până acum tabelul privind salarizarea pe diverse funcții în instituțiile cu autonomie financiară prevedea niște coeficienți, acum sunt valori absolute și este mai mare transparență, este mai ușor de înțeles care este intervalul de referință pentru stabilirea salariilor, nu numai pentru conducători, ci și pentru alte funcții din instituțiile cu autonomie financiară. De asemenea, a fost modificat cuantumul salariului suplimentar până la 100% din salariul de funcție pentru personal din autoritățile și instituțiile publice la autogestiune și până la 150% pentru angajații care realizează activități în domeniul serviciilor în tehnologia informației și servicii informatice. Au fost introduse condiții noi pentru cumularea a două funcții de conducere pentru persoanele cu funcții de conducere.
Coeficientul de complexitate pentru activități de servicii în tehnologie informației și de servicii informatice a fost stabilit la 1,5, ceea ce va permite menținerea atractivității acestui sector. Premierea angajaților în instituțiile publice la autogestiune nu va depăși 100% din fondul anual de salarizare, fără plafonare la nivel de salariați. Mărimea recompensei din profitul net anual al unității acordate conducătorilor întreprinderilor de stat municipale, societăților pe acțiuni cu capital integral sau majoritar de stat și entităților monopoliste nu va putea depăși mărimea a 5 salarii de funcție lunare pe an, în funcție de rezultatele economico-financiare anuale, dacă acestea sunt pozitive. Mărimea acumulată a premiilor și a altor plăți cu caracter unic pe parcursul unui an pentru conducătorii unităților descrise în hotărâre nu va putea depăși 5 salarii de funcție lunare pe an, cum este deja prevăzut în hotărârea de guvern, în legea 847, în legea salarizării, la care au fost operate modificări în acest an. Scopul final al proiectului este să îmbunătățească prevederile legale în domeniul salarizării angajaților și conducătorilor din cadrul unităților cu autonomie financiară legată de organizarea și remunerarea echitabilă a muncii și să o coreleze cu creșterea salariului minim pe economie, astfel încât de creșterea salariului minim să beneficieze în special cei cu salarii mici și o creștere mai dinamică a salariului minim să nu afecteze sustenabilitatea financiară a acestor instituții. Mersi. Vă mulțumesc mult. Oricum, noi urmează să continuăm să lucrăm asupra sistemului de salarizare în sectorul public în general. Deci aici vorbim și despre legea 270 cu privire la sistemul unic de salarizare. Vorbim și despre modul în care este reglementată guvernanța instituțiilor la autofinanțare, salarizarea în instituțiile de autofinanțare. Noi trebuie să determinăm foarte clar care sunt criteriile de autofinanțare. Mai sunt și instituțiile cu autonomie financiară, care de fapt tot sunt finanțate din bugetul de stat, deci trebuie să facem ordine. E destul de dificil pentru că concurăm cu salarizarea în sectorul privat, dar și salarizarea în alte țări. Pentru că uneori alegerea unui angajat este să rămână în țară sau nu. Și trebuie să continuăm în pofida tuturor greutăților să mergem cu pași hotărâți spre salarii mai mari, productivitate mai mare, pentru că nu pot fi salarii mai mari fără productivitate mai mare și în același timp să eliminăm dezechilibrele sau inechitățile care există. Și acesta este un proces continuu, dar este un pas în această direcție. Colegi, cine este pentru susținerea acestei hotărâri? Vă mulțumesc, aprobat. În continuare, doamna Nimerencu. Stimați colegi, propun atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea regulamentului de organizare și realizare a studiilor de rezidențiat. Proiectul este elaborat în temeiul planului de acțiuni a Guvernului, iar necesitatea este determinată și de strategia globală a resurselor umane în sănătate, Workforce 2030. Regulamentul constă în asigurarea calității formării și dezvoltării abilităților și competențelor profesionale, conform domeniilor de formare prin rezidențiat, implicării medicilor și farmaceștilor rezidenți în activitatea curativ-profilactică în cadrul instituțiilor medico-sanitare sau întreprinderilor medicale farmaceutice și stomatologice, cât și în vederea asigurării unei monitorizări dinamice a medicilor, farmaceștilor rezidenți în procesul formării profesionale. Într-o excludere a unor ambiguități, proiectul regulamentului include de asemenea reglementări detaliate și criterii clare privind întreruperea și exmatricularea din rezidențiat. Principalele prevederi ale proiectului sunt ajustarea atribuțiilor Ministerului Sănătății și Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimețanu în organizarea și desfășurarea studiilor de rezidențiat, ajustarea atribuțiilor instituțiilor medico-sanitare publice în cadrul cărora are loc stagiul medical a medicilor și farmaciștilor rezidenți, modalitatea înscrierii pentru concurs în rezidențiat pe formele de concurs pe post sau pe loc, garantarea locului de muncă prin obținerea rezidențiatului pe post
pentru recrutarea, menținere și motivarea angajării medicilor în cadrul instituțiilor medico-sanitare publice după finalizarea studiilor de rezidențiat, implementarea sistemului de mentorat, cine sunt responsabilii instituționali, responsabilii universitari, îndrumătorul rezidentului. Documentul nou își propune să asigure un cadru necesar pentru instruirea și alocarea strategică a resurselor umane în sistemul de sănătate. În contextul celor expuse, rog susținerea proiectului. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Nimerenco. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestei hotărâri? Aprobat. În continuare, doamna Dabija. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea regulamentului privind zonele de protecție a rețelelor termice. Proiectul a fost elaborat în temeiul prevederilor legii privind la energia termică și promovarea cogenerării și are de scop stabilirea exhaustivă a unor reglementări privind asigurarea protecției și funcționării fiabile a rețelelor termice. Scopul proiectului regulamentului rezidă în următoarele. Asigurarea integrității rețelelor termice și funcționarea acestora în condiții de siguranță și fiabilitate, ori, în cazul unui eventual avarii și incidente la rețelele termice, se pune în pericol atât viața oamenilor, dar și a bunurilor materiale ale acestora. Diminuarea expunerii rețelelor termice la riscuri tehnologice, la riscuri rezultate ca urmare a unor activități umane, dar și la riscuri naturale, precum și întreținerea și reparația adecvată a rețelelor termice. Prin aprobarea prezentului regulament, vor fi stabilite o serie de norme menite să asigure protecția și funcționarea rețelelor termice, precum ar fi reglementări referitoare la rețelele termice zonele de protecție, se propune specificarea cazurilor și dimensiunilor zonelor de protecție a rețelelor termice de-a lungul traseilor de pozare a acestora. Astfel, rețelele termice se proiectează, se construiesc și se întrețin, dar și se exploatează nemijlocit prin asigurarea în orice condiție de funcționare a siguranței și a continuității alimentării consumatorilor cu energie termică la parametrii prestabiliți. Alte reglementări se referă la organizarea și executarea lucrărilor în zonele de protecție a rețelelor termice. Spre exemplu, se specifică modul de organizare și executare a lucrărilor în zonele de protecție, fiind reglementată modalitatea de obținere acordului pentru executarea lucrărilor în zona de protecția rețelelor termice, dar și responsabilităților ce revin părților pentru nerespectarea cerințelor cu privire la protecția rețelelor termice. Considerăm că prin aprobarea prezentului regulament va fi asigurată funcționarea corespunzătoare a rețelelor termice, dar și diminuarea riscurilor privind siguranța persoanelor, a mediului și a bunurilor din zona de protecție și din apropierea acestora. În temeiul celor expuse solicităm susținerea și aprobarea proiectului de act normativ. Mulțumesc. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea proiectului? Aprobat. În continuare, tot doamna Dabija. Următorul proiect supus atenției noastre prevede abrogarea hotărârii Guvernului numărul 91 din 2017 cu privire la aprobarea regulamentului de emitere a certificatului de urbanism pentru proiectare și autorizației de construire desființare pentru lucrările de utilitate publică de interes național. Vreau să remarc că odată cu abrogarea articolului 29 al legii 163 din 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, care prevede dacă pentru lucrările de utilitate publică de interes național, certificatul de urbanism pentru proiectare și autorizația de construire sau desființare se emite de către organul național de dirijare în construcții, prevederile hotărârii 91 au devenit caduce și urmează a fi abrogate în mod expres. Totodată, odată cu amendamentele care le-am citat, a fost excluse din anexa legii privind reglementarea prin autorizare activității de întreprinzător a următorului act permisiv, autorizație de construire, desființare, pentru lucrările de utilitate publică de interes național, care se emitea anterior de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Astfel, procedura de obținere a actelor permisive pentru lucrările de interes național, de interes local sau de interes comun al mai multor raioane, este reglementată conform normelor generale ale legii privind autorizarea executării lucrărilor în construcție. Proiectul a fost consultat cu autoritățile interesate, propunerile și sugestiile acestora au fost considerate la definitivare. Solicităm aprobarea acestuia. Doamna Dabija, eu acum am ascultat prezentarea dumneavoastră și îmi dau seama că în ultimele luni noi am
aprobat calitatea de proiect de importanță națională pentru mai multe proiecte de infrastructură, cum ar fi linia electrică aeriană, de asemenea apeductul Strășeni, Ungheni, Călăraș. Și mă întreb dacă nu cumva trebuie din potrivă să revenim la acel articol care prevedea că Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale emite actele de autorizare și în acest sens dacă merită să păstrăm această hotărâre de guvern. Mulțumesc pentru întrebare. Este foarte judicioasă. După cum cunoașteți, în procedură de avizare este hotărârea de guvern ce prevede crearea biroului privind verificarea și expertizarea proiectelor din domeniul construcțiilor, instituției publică fondată de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, care va fi responsabilă de verificarea tuturor proiectelor și mai ales celor finanțate din bani publici pentru obiectivele de interes public și poate în procesul de definitivare acestora am putea să revenim la ideea instituirii unui act permisiv emis de această entitate, dar nu de către minister, pentru că, după cum cunoașteți, conform legii cu privire la funcția publică și cu privire la administrația publică centrală de specialitate, emiterea unui act confirmativ sau a unei autorizații, a unui act permisiv, nu este în apanajul unui minister. Domnul Talmazan? Stimat domnul prim-ministru, ieri în cadrul ședinței Comisiei Interdepartamentale pentru Protecția Secretului de Stat, de asemenea a fost abordat subiectul privind eventuala autorizare a acestor obiecte, adică obiectelor de infrastructură critică, obiectelor care țin de protecția Secretului de Stat, dictă autoritate care ar coagula și elementul acesta de securitate. Poate dacă doamna Dabija într-adevăr a precizat că este un proiect de hotărâre de guvern prin care se propune crearea acelui oficiu de examinat în comun cu acest regulament, dar ținând de membrii guvernului deja se decide oportunitatea de a examina în paralel sau de poate de amânat într-adevăr de examinat în comun cu acel proiect care se propune de a fi examinat. Doamna Dabija, credeți că trebuie să abrogăm sau îl examinăm în comun cu acele inițiative pe care le-ați enunțat? Eu consider că trebuie să abrogăm acest act normativ care reglementează anumite aspecte care nu mai sunt viabile și nu sunt funcționale, iar ulterior, în procesul definitivare acelei hotărâri de guvern, inclusiv să vedem amendarea legii prin definirea expresă a obiectelor strategice, obiectele de infrastructură publică care necesită să fie autorizate. Am înțeles. Colegi, alte întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru abrogarea acestui proiect? Abrogat. Vă mulțumesc. În continuare, tot doamna Dabija. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, spun atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la stabilirea resurselor spectrului de frecvențe radio disponibile pentru implementarea multiplexelor de radiodifuziune digitală terestră. Vreau să remarc că odată cu adoptarea legii 60 din 2022 pentru modificarea unor acte normative, au fost eliminate toate constrângerile și barierele administrative care blocau dezvoltarea televiziunii digitale terestre. Astfel, Republica Moldova a fost istată începând cu 1 mai anul curent televiziunea analogică terestră și au apărut toate premizele pentru valorificarea frecvențelor de banda undelor metrice pentru implementarea tehnologiilor avansate de radiodifuziune digitală sonoră terestră. Astfel, prin intermediul prezentului proiect, se propune aducerea în concordanță a actelor normative subsecvente cu normele legii comunicațiilor electronice, care prevede că organul central de specialitate, în speță MINTR, elaborează strategia de realizare a politicii în domeniul comunicațiilor electronice în baza mai multor principii, inclusiv prin gestionarea transparentă și eficientă a spectrului de frecvențe radio, ca și resurse limitate, frecvențe care sunt proprietate publică a statului și astfel se asigură executarea prevederilor cadrului normativ primar. Totodată, legea comunicațiilor electronice prevede că resursele de spectru radio pentru implementarea multiplexelor de televiziune sau radiodifuziune digitală terestră se stabilesc de guvern în baza tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte. Scopul de bază al prezentului proiect este instituirea cadrului normativ favorabil dezvoltării tehnologiilor avansate în domeniul comunicațiilor electronice, obiectivul principal fiind alocarea resurselor de spectru radio necesare implementării multiplexelor de radiodifuziune digitală terestră. Resursele de spectru radio din care dispune Republica Moldova sunt suficiente pentru implementarea de la 2 la 6 multiplexe naționale, ce pot asigura acoperire națională
zone pentru 30, crede-mă, 90 de posturi radio. Comparativ, la moment sunt doar 4 difuzori naționali existenți. Realizarea prevederilor proiectului va conduce la optimizarea utilizării acestor resurse, dar și la posibilitatea continuării extinderii afacerii prin emisia în format digital, prin intermediul multiplexelor de radiodifuziune digitală terestră sonoră. Implementarea proiectului nu necesită alocarea resurselor financiare suplimentare, solicităm aprobarea acestuia. Mulțumesc. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru aprobarea acestei hotărâri? Aprobat. Continuați, doamna Dăbiș. Următorul proiect prevede aprobarea regulamentului cu privire la modul de calculare a cotelor părți în condomeniu. Scopul acestuia constituie aprobarea cadrului normativ subsecvent legii cu privire la condomeniu. După cum cunoașteți, doamna prim-ministru, în ianuarie urmează să intre în vigoare o nouă lege cu privire la condomeniu. Acest regulament este primul dintre multitudinea de regulamente ce urmează a fi elaborate pentru a implementa această lege și vizează nemijlocit necesitatea stabilirii unei proceduri clare privind modalitatea de calculare a cotelor părți în condominiu, având în vedere faptul că, la moment, actele normative nu reglementau acest mecanism. Din această cauză, chiar dacă bunurile comune din condominiu sunt proprietatea posesorilor de apartamente, dar și altor proprietari de încăperi izolate din clădirile multietajate, continuă ca bunurile respective să fie înregistrate în registrul bunurilor imobile în proprietatea statului sau în proprietatea unităților administrative, chiar dacă nu sunt proprietate comună pe cote părți. Astfel, odată cu adoptarea legii cu privire la condomeniu, a fost prevăzută obligativitatea proprietarilor din condomeniu de a calcula și înregistra în registrul bunurilor imobile cotele părți în părțile comune aferente fiecărei unități și, prin urmare, a devenit necesară elaborarea unui mecanism de calculare a acestuia. Momentul intrării în vigoare a prezentului act normativ urmează să fie 29 ianuarie, dată când urmează să intre în vigoare nemijlocit și noua lege cu privire la condominiu. În temeiul celor expuse, solicităm aprobarea proiectului. Mulțumesc. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru aprobarea acestui proiect? Aprobat. În continuare, domnul Laibă. Da, mulțumesc, doamnă prim-ministru. Stimați colegi, vă prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului cu denumirea generică facilitarea accesului pe piața Republicii Moldova a produselor petroliere principale. Scopul proiectului constă în asigurarea implementării modificărilor operate la legea numărul 461 din 2001 privind piața produselor petroliere, prin legea numărul 40 din 2022 pentru modificarea unor acte normative. Conform prevederilor proiectului se propune facilitarea accesului pe piața Republicii Moldova a produselor petroliere principale, benzine și motorinei, originare din țările membre ale Uniunii Europene. Astfel se vor recunoaște documentele eliberate de producător prin care se confirmă calitatea produselor petroliere, de exemplu declarația de conformitate și raportul de inspecție, raportul de încercări eliberat de un organism de inspecție sau laborator acreditat în UE, astfel eliminând unele bariere birocratice și administrative, respectiv decade necesitatea efectuării obligatorii a prelevării probelor și încercărilor de laborator la etapa importului pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, eliminând unele costuri ale acestor operatori. În afară de asta, modificări la sistemul de monitorizare a calității benzinei și motorinei plasate pe piață, și anume, prelevarea probelor pentru sistemul de monitorizare se efectuează în cadrul controalelor desfășurate de către Inspectoratul de Stat pentru supraveghere produselor nealimentare și protecția consumatorilor. Prelevarea probelor se va efectua doar în prezența inspectorilor de către organismele de inspecție recunoscute. Locațiile se stabilesc în Planul Național de Eșantionare, aprobat de Ministerul Economiei. În fiecare an, până la data de 30 iulie, Ministerul Economiei prezintă raportul anual cu datele naționale privind monitorizarea calității benzinei și motorinei pentru anul calendaristic precedent. De asemenea, se operează completări cu privire la controlul de stat a calității benzinei și motorinei plasate pe piață, care specifică faptul că Inspectoratul de Stat pentru supraveghere produselor nealimentare și protecția consumatorilor este responsabil de controlul calității produselor petroliere principale. În cadrul controlelor planificate sau inopinate se va efectua controlul documentelor care confirmă calitatea produselor petroliere, precum și prelevarea probelor pentru efectuarea încercărilor în laboratoarele acreditate. Proiectul hotărârii de guvern a fost coordonat cu autoritățile de resort. Obiecțiile și propunerile au fost considerate în definitivarea proiectului. În acest context, rog aprobarea proiectului de hotărâre a guvernului. Mulțumesc. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru aprobarea acestei hotărâri? Aprobat.
În continuare, domnul Pșenici. Stimat doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, propunem atenției dumneavoastră proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea metodologiei privind calcularea tarifelor la unele servicii publice de gestionare a deșeurilor municipale. Acest proiect a fost elaborat de Ministerul Mediului cu suportul AIREX Moldova în cadrul programului Comunitatea Mea, finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională. Necesitatea elaborării și aprobării unei metodologii de stabilire a tarifelor la servicii publice de gestionare a deșeurilor este oferit atât de cadrul de politici, cât și cel normativ. Totodată, fiind un rezultat a analizei factologice constatate referitor la situația ce ține de reglementarea tarifelor pentru aceste servicii. Proiectul are ca obiectiv instituirea unui cadru metodologic orientat spre reglementarea modului de calculare a tarifelor și instituirea unui cadru metodologic unic pentru stabilirea tarifelor, pentru gestionarea deșeurilor municipale, precum și pentru a eficientiza și uniformiza procesul de elaborare, calculare, aprobare și aplicarea acestor tarife. Modul de calculare și stabilirea tarifelor propus în proiect se bazează pe principii stabilite atât de legislația națională cât și cea europeană, și anume principiul poluatorul plătește, ce se referă la faptul că costurile pentru gestionarea deșeurilor și generarea acestuia trebuie să fie suportate de generatori. Totodată, suportarea de către consumatori doar a cheltuielor necesare și justificate, acoperirea cheltuielilor, eficiența activității operatorilor, coroborată cu prestarea unor servicii de calitate, precum și transparența în stabilirea tarifelor. Beneficiarii proiectului sunt administrația publică locală, operatorii de gestionare a deșeurilor, dar și în cetățenii Republicii Moldova și unitățile juridice care generează deșeuri. Beneficiile majore acestui proiect constă în determinarea corectă a tarifelor în corespundere cu cheltuielile reale, asigurând în același timp o marjă de rentabilitate pentru operatori, uniformizarea tarifelor pentru categorii de consumatori comparabile din punct de vedere al cheltuielilor suportate, stimularea investițiilor necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor prestate, instituirea unei politici unice și a unui tratament echitabil și nediscriminatoriu față de toți consumatorii și operatorii acestor servicii, determinarea operatorilor din sector de a-și eficientiza activitatea și a-și minimiza costurile aferente activităților desfășurate. Asigurarea unui grad înalt de transparență în activitatea operatorilor, cât și administrații publice locale. Acest proiect a fost consultat cu toate instituțiile și autoritățile interesate, nu necesită mijloace financiare suplimentare din bugetul de stat, iar în acest context rugăm susținerea acestui proiect. Vă mulțumim. Întrebări? Într-adevăr, sunt servicii foarte importante pentru cetățenii noștri, avem proiecte importante pentru a construi noi instalații pentru prelucrarea deșeurilor și trebuie să ne asigurăm că există o metodologie foarte clară ca toți cetățenii să știe cum se stabilesc aceste tarife. Cine este pentru susținerea acestui proiect? Aprobat. În continuare, doamna Revencu. Stimați colegi, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea conceptului Sistemului Informațional Recrutare și Evaluare Resurselor Umane în Sistemul Afacerilor Interne și a regulamentului corespunzător cu privire la organizarea și funcționarea acestui sistem informațional. Sistemul va servi drept platformă informațională unică pentru implementarea eficientă a metodologiei de recrutare și evaluare a personalului existent, dar și a celui potențial din cadrul tuturor subdiviziunilor MAI, pe baza unei metodice uniforme de evaluare profesională. Astfel, prin implementarea sistemului informațional, vom asigura o mai bună transparență în procesul de recrutare și evaluare a resurselor umane din întreg sistemul afacerilor interne, astfel contribuind la minimalizarea riscurilor de trișare, de abuz și de corupție în cadrul procesului dat. Totodată, sistemul va asigura comunicarea rapidă între factorii implicați în cadrul acestor procese, cu utilizarea exclusivă a mijloacelor de comunicare protejate. La fel, va fi modernizată activitatea Departamentului de Selectare și Evaluare din cadrul Academiei Ștefan cel Mare al Ministerului Afacerilor Interne, prin digitalizarea proceselor de lucru, ceea ce va conduce la optimizarea și reducerea costurilor operaționale, dar și a timpilor necesare pentru finalizarea proceselor ce vizează recrutarea și evaluarea resurselor umane. Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea sistemului informațional prevede atât structura, funcțiile, scopul, dar și categoria pe date prelucrate, subiecții raportului, regimul juridic, interoperabilitatea cu alte sisteme informaționale ale
gestionate de către Ministerul Afacerilor Interne și asigurarea corespunzătoare a datelor. Crearea și dezvoltarea acestui sistem informațional se va efectua din mijloacele proiectului Suport pentru reforma instituțiilor de aplicare legii în Republica Moldova, finanțat de către Guvernul SUA, cu o valoare de $100.000, implementat cu ajutorul PNUD din Republica Moldova. Rog susținerea proiectului. Mulțumesc. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestui proiect? Aprobat. Continuați, doamnă Reven. Prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea punctului 1 din hotărârea Guvernului numărul 615-2022 cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Astfel, suma de 10 milioane de lei economisită de Agenția Rezervei Materiale a Ministerului Afacerilor Interne în procesul de achiziționare a cărbunului va fi restituită în bugetul de stat. Precizez de asemenea că rezervele de cărbune au fost suplimentate la 90% urmare acestor achiziții și a fost obținut un preț mai bun prin comparație cu cel la care a fost făcute calculele inițiale, motiv din care avem și această economie, în vederea achiziționării, recepționării și păstrării a cantității necesare de cărbune. Astfel că au fost alocate din fondul de rezervă a Guvernului mijloace financiare în sumă de 35.788.000 lei. Ulterior, în urma procedurii de achiziții, RME a economisit o sură semnificativă de mijloace financiare și acum urmează a fi restituit în bugetul de stat pentru acoperirea altor nevoi eventual sociale stringente. Rog susținerea proiectului. Mulțumesc. Cine este pentru susținerea acestui proiect? Ne place când se economisesc resursele publice. Vă mulțumim, doamna ministru. În continuare, domnul Talmazan. Stimat domnul prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se propune spre examinare proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea metodologiei de calcul a tarifelor și a nomenclatorului la serviciile prestate de către instituția publică Agenția Informațională de Stat Moldpres și cuantumul tarifelor la aceasta. Necesitatea aprobării proiectului este motivată de constituirea instituției publice Agenția Informațională de Stat Moldpres ca urmare a reorganizării întreprinderii de stat Agenția Informațională de Stat Moldpres și aprobarea unei politici unice de calculare a tarifelor la serviciile prestate pentru domenii de competență ale acesteia. Actualmente, agenția aplică tarifele elaborate și aprobate la momentul existenței întreprinderii de stat. Adică, însă, aplicarea în continuare acestor tarife nu corespunde activității actuale a entității. O categorie de servicii nefiind deja prestate, era altă categorie de servicii de interes major pentru agenție nefiind reglementată. Respectiv, unul din acestea nu asigură acoperirea costurilor aferente acordării serviciilor, spre exemplu, pentru indiția în format părita monitorului oficial al Republicii Moldova, iar altele excedă cheltuielile aferente prestării serviciilor. Exemplu, abonamentele pentru ediția în format electronic a monitorului oficial, care la moment este de 500 de lei și se propune micșorarea acestor tarife de la 500 lei, adică la 245 lei, o micșorare cu 51% a acestor tarife. De asemenea, subsidiar se poate condiționa o disproporție între veniturile obținute urmare a prestării serviciilor și, respectiv, cheltuielile reale suportate de către instituție. Din această perspectivă se impune ajustarea tarifelor percepute la condițiile obiective și reale de activitate, care circunscriu misiunea instituției. Proiectul prevede aprobarea metodologiei de calculare a tarifelor și nomenclatorul serviciilor prestate de către agenție. Astfel, însă și prin acest proiect, de fapt, se încurajează ca toată lumea să utilizeze formatul electronic al monitorului oficial a Republicii Moldova, care la partea 1 și a 3 oferă posibilitatea accesării, vizualizării și printării acestuia în mod gratuit. Proiectul a fost pus procedurilor de avizare în mod stabilit, solicită respectuos susținerea acestui proiect de hotărâre. Vă mulțumesc. O mică micșorare, adică este. Da. De cei care vor accesa documentul în mod electronic se bucură de tarife mai mici. Dacă se dorește un pachet premium cu toate actele publicate, atunci este un tarif mai mare. Cine este pentru susținerea acestei hotărâri? Aprobat. În continuare, doamna Nimerenco. Stimați colegi, propun. Da, scuzați. Propun proiectul hotărârii Guvern cu privire la instituirea sistemului informațional de supraveghere a bolilor transmisibile și evenimentelor de sănătate publică. Proiectul este elaborat în scopul îmbunătățirii procesului de evidență, gestiune și raportarea cazurilor cu privire la boli transmisibile și evenimente de sănătate publică.
Supravegherea bolilor transmisibile și evenimentelor de sănătate publică reprezintă un domeniu prioritar pentru sistemul de sănătate și o componentă esențială pentru prevenirea izbucnirii unor epidemii și pentru asigurarea protecției populației într-o situație de urgență, cu ce ne-am confruntat deja în situația pandemică. De asemenea, supravegherea epidemiologică și controlul bolilor transmisibile, precum și sporirea capacității de pregătire a țării pentru amenințări și urgențe la adresa sănătății publice, reprezintă un angajament prevăzut în articolul 114, capitolul 21 din Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană. Proiectul prevede crearea unui sistem informațional cu funcționalități noi pentru monitorizarea situației epidemiologice și coordonarea eficientă a răspunsului la nivel național și teritorial, o necesitate care a fost reconfirmată în contextul pandemiei COVID-19. Prin proiect se aprobă conceptul și regulamentul privind modul de organizare și funcționare a sistemului informațional, care va asigura digitalizarea proceselor de colectare, analiză, interpretare și diseminare sistematică a datelor despre sănătate cu privire la bolile transmisibile și evenimentele de sănătate publică. Totodată sunt stabilite interacțiuni cu alte sisteme informaționale și măsuri de asigurare a securității, confidențialității și integrității datelor prelucrate. Posesorul sistemului informațional va fi Ministerul Sănătății, cu drept de gestionare și utilizare a datelor și a resurselor conținute de aceasta. Deținătorul sistemului va fi Agenția Națională de Sănătate Publică, responsabilă de creare, administrare, mentenanță și dezvoltare sistemului informațional. Proiectul a fost coordonat la toate etapele de elaborare și promovare cu Agenția de Guvernare Electronic și țin să mulțumesc foarte mult colegilor cu care am lucrat împreună, așa ca și în toamna anului trecut, când am creat fișa epidemiologică, certificatul de vaccinare care a fost aprobat de către Comisia Europeană. Sistemul informațional de supraveghere a bolilor transmisibile și evenimentelor de sănătate publică va fi asigurat din contul și în limitele mijloacelor aprobate anual Ministerului Sănătății, precum și din alte surse conform legislației. În contextul celor expuse, rog susținerea proiectului. Mulțumesc! Mulțumesc! Cine este pentru susținerea acestui proiect? Aprobat! Mulțumesc, doamna Nimerenco! În continuare, doamna Revenco! Colegi, doamna prim-ministru, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării protocolului dintre Inspectoratul General al Poliției de Frontier al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Serviciul Vamal din subordinea Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova și Administrația Serviciului Graniceresc de Stat al Ucrainei, Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei, cu privire la organizarea controlului în comun în punctul comun de trecere pentru trafic feroviar Basarabeasca-Serpinova 1 pe teritoriul Republicii Moldova. Scopul protocolului constă în dezvoltarea relațiilor de cooperare între structurile cu atribuții la frontieră ale Republicii Moldova și Ucrainei. Acestea vor colabora în domeniul gestionării integrate a frontierelor prin efectuarea controlului în comun în punctul de trecere feroviar al persoanelor și mijloacelor de transport și mărfurilor, în conformitate cu cerințele și practica europeană. De asemenea, documentul va contribui la diversificarea căilor de transportare a mărfurilor cu Ucraina, asigurarea accesului Republicii Moldova la principalele rute regionale de transportare a combustibililor de diferit gen, precum și la dezvoltarea cooperării transfrontaliere. În același timp, va fi asigurată consolidarea securității frontierei comune, securității naționale, a ordinii publice și a bunăstării economice a ambelor state și, cu certitudine, acest proiect ne va permite să facem încă un pas înainte ceea ce privește gestionarea fluxului, lanțului logistic de aprovizionare mărfară în contextul războiului din Ucraina, prin deschiderea încă unei rute de transport marfar internațional. Rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Revenco. Am fost la Kiev, am discutat despre importanța acestui punct de trecere pentru ca să asigurăm funcționalitatea acestei porțiuni Basarabeasca-Berezino și mă bucur foarte mult că atât de repede după discuțiile noastre văd acest proiect pe agenda ședinței Guvernului. Cine este pentru susținerea acestui proiect? Aprobat, vă mulțumesc. În continuare, domnul Budeansk. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, vă propun atenție dumneavoastră proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea avizului la proiectul de lege pentru completare legii numărul 270 din 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, înaintat cu titlul de inițiativă legislativă.
Proiectul înaintat propune completarea legii numărul 270 din 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar cu un articol nou, articolul 20 secund, care prevede acordarea unui spor în mărime de 3.000 de lei per zi de participare a personalului organelor afacerilor interne pentru asigurarea ordinii publice la exercitarea dreptului cetățenilor la libera întrunire, la libertatea întrunirii pașnice. În prezent, în legea numărul 270 din 2018 privind sistemul unitar de salarizare, în sectorul bugetar sunt prevăzute deja norme privind remunerarea suplimentară a personalului organelor afacerilor interne pentru exercitarea atribuțiilor funcționale. Subsidiar, măsura dată va implica alocarea mijloacelor financiare suplimentare de la bugetul de stat, neavând acoperire financiară în cadrul resurselor prevăzute în legea bugetară anuală. În concluzie, Guvernul nu susține proiectul de lege înaintat cu titlul de inițiativă legislativă și vă rog să susțineți acest proiect de hotărâre. Este foarte ironic când cei care vin cu provocări și, de fapt, creează probleme pentru organele de drept, vin cu asemenea inițiative. Colegi, cine este pentru aprobarea acestui aviz? Aprobat. Iar noi vom continua să avem grijă de organele de drept și vom continua cu politica noastră și de creșteri salariale și de sporuri atunci când este o situație de urgență. Vă mulțumesc. În continuare, domnul Bolea. Doamna prim-ministru, stimați colegi, se prezintă proiectul hotărârii de guvern cu privire la aprobarea avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea legii 306 din 2018 privind asigurarea alimentelor. Înaintat cu titlul de inițiativă legislativă numărul 37 din 14 aprilie 2022 de către un grup de deputați în Parlamentul Republicii Moldova. Autorii proiectului propun interzicerea importului produselor alimentare cu termen de valabilitate de până la 90 de zile în cazul în care au rămas mai puțin de o treime din termenul de valabilitate stabilit de producător, iar pentru restul produselor alimentare se interzice importul în cazul în care au rămas mai puțin de 60 de zile până la expirarea termenului de valabilitate ale acestora. În context, pentru asigurarea dreptului consumatorului la produse sigure și informații transparente privind valabilitatea produsului alimentar și pentru a stabili obiectiv regulile privind importul produselor alimentare în funcție de gradul lor de persabilitate, se propune o nouă formulă la articolul 1 din proiectul de lege, ce va interzice importul de produse alimentare în cazul în care din termenul de valabilitate stabilit de către producător a rămas mai puțin de o doime din termen pentru produsele cu termen de valabilitate de până la 90 de zile și o treime din termen, dar nu mai puțin de 50 de zile pentru produsele cu termen de valabilitate mai mare de 90 de zile. Redactarea articolului 21 din legea nominalizată va facilita importul produselor alimentare ușor perisabile, asigurând dreptul consumatorilor la produse sigure și buna funcționare a pieței interne a țării. Totodată, termenul de 50 de zile pentru produsele cu termen de valabilitate mai mare de 90 de zile vine să excludă restricția discriminatorie pentru importul produselor alimentare care se încadrează în intervalul de valabilitate de la 91 până la 149 de zile în raport cu produsele cu termenul de 90 de zile cărora le se aplică cerința de o doime din termen. Reușit din cele expuse, rugăm susținerea proiectului menționat. Domnul Bolea, eu vreau să confirm, asta este și formularea care a fost adoptată de Comisia Situații Excepționale, corect? Da, exact. Deci am adoptat aceste modificări pentru situația de urgență încă câteva luni în urmă. Acum este inserarea acestor prevederi în cadrul legislativ permanent. Cine este pentru aprobarea acestei hotărâri? Aprobat. În continuare, doamna Dăbiș. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, spun atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea avizului la proiectul de lege pentru modificarea articolului 49 din Codul Transporturilor Rutiere. Proiectul are ca scop simplificarea procesului de întocmire a foilor de parcurs pentru efectuarea operațiunilor de transport rutier prin eliminarea limitelor de timp pentru care sunt valabile acestea. În conformitate cu prevederile în vigoare, foaia de parcurs este valabilă pentru o perioadă de 48 de ore pentru transportul de mărfuri,
36 de ore pentru transporturile rutiere de persoane în traficul național, cu excepția transportatorilor în regim de taxi, la care valabilitatea foii de parcurs nu poate depăși 24 de ore. Ca urmare a modificărilor propuse, termenii menționați urmează a fi excluși, însă se menține obligativitatea de a efectua controlul tehnic, dar și controlul medical pentru conducătorii auto înainte de plecarea în rută. Astfel se va îmbunătăți climatul de afaceri în sensul eliminării unor obligații sau cerințe birocratice, inutile și depășite în timp. În temeiul celor expuse, Guvernul susține proiectul de lege cu unele propuneri de îmbunătățire. Rugăm aprobarea proiectului. Vă mulțumesc. Cine este pentru susținerea acestui aviz? Aprobat. În continuare, domnul Laiba. Mulțumesc, doamnă prim-ministru. Stimați colegi, vă prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea avizului la proiectul de lege pentru modificarea legii numărul 93 din 1998 cu privire la patenta de întreprinzător, inițiativă legislativă numărul 406 din 3 noiembrie 2022. Proiectul de lege propune prelungirea până la 31 decembrie 2024 a termenului de activitate în baza patentei de întreprinzător pentru genurile de activitate menționate la pozițiile 1.1 și 1.2, comerțul cu amănuntul la tarabe, teșghele, tonete și chioșcuri și comerțul cu produse alimentare și mărfuri ușor alterabile autohtone, cu condiția respectării cerințelor respective. O să subliniez faptul că în cadrul politicii fiscale, luând în considerație situația social-economică dificilă generată de crizele din ultima perioadă, în cadrul proiectului de lege cu privire la modificarea unor acte normative ce vizează politica fiscală și vamală pentru anul 2023, a fost inclusă prevedere privind prelungirea termenului de desfășurare a activităților menționate la pozițiile 1.1 și 1.2 din anexa la legea numărul 93 din 1998 până la data de 1 iulie 2023 pentru titularii de patentă care la data de 31 decembrie 2022 vor deține patente pentru activitățile respective. Propunerea dată se consideră o măsură optimă în situația actuală, în scopul oferirii unei măsuri de suport și de tranziție. Proiectul respectiv de lege nu se susține. O să mai adaug faptul că o să avem în curând și o comunicare cu deținătorii de patentă și o să avem și o soluție într-adevăr calitativă ca să-i ajutăm să crească și să-și dezvolte afacerile. Ei sunt antreprenorii cei mai de la firul ierbii, ca să-i spun așa, și ei au nevoie de o soluție de termen lung. Vedem că această măsură din 1998 nu i-a determinat să crească și să-și dezvolte afacerile. Foarte curând o să avem o propunere pentru ei și o discuție foarte adecvată și punctuală cu acești antreprenori ca să le găsim o soluție viabilă, demnă de secolul 21. Deci ei funcționează în baza unor permise din secolul trecut. Vă mulțumesc. Cine este pentru susținerea acestui aviz? Aprobat. În continuare, domnul Spătar. Stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră avizul la proiectul de lege pentru modificarea articolului 27 din legea numărul 338 din 1994 privind drepturile copilului, înaintat cu titlul de inițiativă legislativă. Prin acest proiect se propune expunerea în redacție nouă articolului 27 din legea menționată, în vederea asigurării unificării prevederilor legale în acest sens cu prevederile articolului 14 alineatul 1 al legii numărul 270 din 2008 privind azilul în Republica Moldova, conform căruia copilul solicitant de azil sau beneficiar de protecție internațională, de protecție temporară sau de azil politic, însoțit sau neînsoțit, este protejat și beneficiază de asistența corespunzătoare pentru a se putea bucura de toate drepturile recunoscute de Convenția ONU cu privire la drepturile copilului și de celelalte instrumente internaționale privind drepturile omului la care Republica Moldova este parte. Este salutabilă propunerea înaintată din considerentul că reglementarea statutului refugiaților constituie o garanție importantă a drepturilor omului, asigurând în același timp compatibilitatea actelor legislative naționale cu legislația comunitară prin procedura de armonizare. Menționez că în planul de acțiuni pentru implementarea Programului Național pentru Protecția Copilului pe anii 2022-2026,
aprobat în acest an, este prevăzută pentru anul 2023 acțiunea de revizuire a legii privind drepturile copilului în vederea îmbunătățirii actului normativ respectiv, în conformitate cu prevederile Convenției ONU cu privire la drepturile copilului. În același timp, adoptarea proiectului de lege propus în termene restrânse este dictată de necesitatea stringentă de a consolida toate eforturile, inclusiv de ordine legislativ, în vederea oferirii protecției corespunzătoare tuturor copiilor, în special ținând cont de situația actuală generată de conflictul armat din Ucraina, când tot mai mulți copii refugiați necesită suport și protecție din partea Republicii Moldova. Reieșind din cele expuse, rog susținerea proiectului. Mulțumesc! Mulțumesc! Cine este pentru susținerea acestui aviz? Aprobat! În continuare, doamna Nimirec. Stimați colegi, vă prezint avizul asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acturi legislative. Proiectul de lege supus avizării a fost prezentat cu titlul de inițiativă legislativă la 28 septembrie 2022 și propune crearea cadrului legal național necesar pentru aplicarea graduală a prevederilor protocolului privind eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun la Convenția Cadru a Organizației Mondiale a Sănătății privind controlul tutunului, la care Republica Moldova a aderat prin legea 61 din 2022 și a devenit parte din 10 mai 2022. Implementarea acestor prevederi va permite crearea unui sistem național de localizare și urmărire a produselor din tutun și celor conexe, racordat la cel european, stabilirea unei colaborări eficiente cu structurile corespunzătoare ale UE și va asigura combaterea comerțului ilicit cu produse din tutun și cele conexe. În acest sens, proiectul prevede modificarea legii privind controlul tutunului prin definirea unor noțiuni noi, reglementarea importului produselor din tutun, stabilirea normelor privind registrul utilajelor de fabricare a produselor din tutun, controlul lanțului de aprovizionare prin sistemul de localizare și urmărire și altele. A legii cu privire la supravegherea de stat a sănătății publice, prin care se extind atribuțiile de control a Agenției Naționale de Sănătate Publică în cazul produselor conexe, a dispozitivelor și accesoriilor de utilizare, reîncărcare și încălzirea produselor din tutun și celor conexe, a legii privind reglementarea prin autorizarea activității de întreprinzător, prin completarea ei cu un act permisiv pentru importul, exportul și comercializarea utilajului pentru fabricarea produselor din tutun, precum și a codului contravențional, care va asigura protecția împotriva expunerii la fumul de tutun, prin sancționarea fumatului la balcoanele caselor de locuit, locurile de uz comun în cămine, locurile unde se află copii și femei gravide și a codului penal, stabilirea pedepsei pentru fabricarea și punerea în circulație a timbrelor de acciz false. Complementar, se constată că nota informativă conține argumente suficiente privind soluțiile legislative propuse, o evaluare a condițiilor care au impus necesitatea elaborării proiectului actului legislativ și finalitățile urmărite, o estimare economico-financiară și sursele de finanțare necesare. Astfel, Guvernul susține inițiativa, fiind formulate o serie de propuneri preponderent de ordin tehnico-legislativ pentru îmbunătățirea proiectului respectiv. În contextul celor expuse, rog susținerea proiectului. Mulțumesc! Mulțumesc! Am văzut mai mulți membri ai Guvernului reacționând la interdicția de fumat interdicțiile pe care le-ați enunțat. Dar este un obicei prost și rog pe toți să aibă grijă de sănătate. Cine este pentru susținerea acestui aviz? Vă mulțumesc. În continuare, domnul Topală, vă rog. Stimați colegi, propun atenție dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern cu privire la aprobarea avizului la proiectul de lege pentru modificarea articolului 134 din Codul Educației Republicii Moldova. Proiectul propune avizul generalizat asupra inițiativei legislative numărul 342 din 2022. Opinia expusă în avizul unic reflectă poziția comună a Ministerului Educației și Cercetării, Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor și a Biroului Politici de Reintegrare. Rezumăm că privind atragerea în sistemul de învățământ a cadrului didactice tinere care au absolvit Universitatea Taras Șevcencu din Tiraspol, prevederile actuale ale Codului Educației nu conțin bariere pentru absolvenții programelor din domeniul științei al educației ai universității menționate, iar criteriile de asigurare a calității formării profesionale, inclusiv acreditarea programelor de studii,
corespunderea nivelului și rezultatelor învățării cu cadrul național al calificărilor sunt conforme standardelor europene și internaționale de calitate și recunoașterea calificărilor obținute în diverse contexte. Propunerea de modificare a articolului 134 alineat 6 prin includerea cadrelor debutante la din unitățile administrative teritoriale care fac parte din UTAG Găgăuzea în lista celor care beneficiază de compensarea cheltuielilor pentru închirierea spațiului locativ, consumul de energie termică și electrică, se regăsește în proiectul consolidat de modificare a codului educației elaborat de către Ministerul Educației și Cercetării și care se află la etapa de avizare și expertizare. În această ordine de idei se consideră inoportună promovarea în această perioadă și în același timp a diferitor proiecte de modificare a celui așa act normativ, iar toate inițiativele relevante de modificare a legii, cadru din domeniul educației urmează să se regăsească în proiectul consolidat. În contextul celor expuse, rog susținerea avizului prin care nu susținem această inițiativă legislativă. Mulțumesc! Мульцмеск, да, ворог. Уважаемая госпожа премьер-министр, уважаемые члены правительства, с 2015 года, когда вступил в силу кодекс об образовании, молодые педагоги из Гагаузии не могут пользоваться социальными гарантиями, которые предусмотрены в 134 статье кодекса об образовании. Мы с 2015 года инициировали, не были услышаны. Сегодня предлагается отрицательное заключение на данную законодательную инициативу с учетом того, что она будет учтена в консолидированном законе о даче изменений. Возникает вопрос о Министерстве образования, успеет ли в рамках нынешней сессии парламента зарегистрировать эту инициативу по внесению изменений в кодекс об образовании, чтобы молодые педагоги из Гагаузии могли наравне с другими педагогами из Молдовы пользоваться этими социальными гарантиями. Prevederea aceasta este, așa cum am menționat, în proiectul nostru, care este acum în proces de avizare și în funcție de cum finalizăm procesul de avizare a proiectului, va fi prezentat Parlamentului pentru aprobare. Este public deja acest proiect? Da, a trecut și a fost discutat general cu reprezentanții Unității Teritoriale Administrative Găgăuzi. Da, noi am discutat și în cadrul ședinței operative aici despre faptul că această prevedere este inclusă în proiectul nostru. Și el este public, ea poate fi consultat. Ați văzut prevederile noului cod educației? Da, noi am văzut, mă videli texte, este momente, care mă prosim dana inițiativă. Vopros o tom, când ana bud utvrđena i kada eta diskriminacija v otnošenju mladih pedagoga v Gagauziji bud likvidirana, poskoku z 2014 goda oni nahodjaca v diskriminacionom polaženju. Vopros v srokah prinjatija inicijative v parlamente. Eu am menționat cum se finalizează procesul de avizare. Nu, domnul Topală, haideți să spunem târziu, că... Eu cred da. Că cel târziu, în luna martie, va fi aprobat legea. Nu, asta e târziu. Haideți să aprobăm așa, ca la începutul sesiunii următoare să fie deja gata proiectul în Parlament. Deci vă rog da, să ne mișcăm... Eu vorbeam de aprobat. El corect. La începutul sesiunii va fi prezentat în Parlament. Da. Deci până la începutul sesiunii de primăvară-vară să fie deja prezentat în Parlament. Aceasta înseamnă că el trebuie să fie adoptat în guvern până la sfârșitul lunii ianuarie. De acord? Da. Ok. Vă mulțumesc. Cine este pentru aprobarea acestui aviz? Aprobat. În continuare, domnul Litvinenko. Stimat domnul premier, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră avizul Guvernului asupra proiectului de lege pentru modificarea legii 26/2022 privind unele măsuri referente selectării candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare a judecătorilor și procurorilor, înaintat cu titlul de inițiativă legislativă de către doamna Olesia Stamate, deputată în Parlament. Inițiativa a fost elaborată în vederea prelungirii termenului de aplicare a legii 26 până la 30 iunie și modificării unor aspecte țin procedura de lucru a Comisiei de Evaluare. Potrivit prevederilor legii menționat, până la data de 31 decembrie, Comisia de Evaluare trebuie să evalueze integritatea candidaților la toate funcțiile stabilite, însă Comisia de Evaluare nu a finalizat deocamdată evaluarea tuturor și respectiv este nevoie de a extinde perioada pentru a acorda suficient timp Comisiei pentru exercitarea sarcinilor.
Vreau să menționez la final că propunerile din inițiativa legislativă sunt în corespundere inclusiv cu pachetul de legi care vizează reformarea Curții Supreme de Justiție, care se definitivează și va fi prezentat curând guvernului spre aprobare. Chiar mâine și poimâine este ședința Comisiei de la Veneția, unde vom obține încă un aviz follow-up la avizul precedent și definitivarea proiectului urmare a avizului precedent. Toate aceste modificări vor contribui la accelerarea procesului de evaluare a integrității ECE și financiare a candidaților la funcțiile vacante din CSM, CSP, colegiile CSM și colegiile CSP. Mulțumesc și rog susținerea proiectului avizului. Mulțumesc. Cine este pentru susținerea acestui aviz? Aprobat. Continuați, domnul Lițunie. Mulțumesc. Colegi, propun atenție dumneavoastră adoptarea încă unui aviz a Guvernului asupra proiectului legii pentru modificarea articolului 11 din legea cetățeniei Republicii Moldova. Inițiativa a fost înaintată de către deputați în Parlament. Proiectul prevede modificarea articolului 11 alineat 1 litera 5 din legea cetățeniei și conform autorilor, modificarea propusă vine să elimine vulnerabilitatea identificată în lege prin extinderea categoriei de copii care pot dobândi cetățenia Republicii Moldova la momentul nașterii, indiferent de statutul juridic al părinților, de faptul dacă aceștia, adică părinții, dețin sau nu drept de ședere pe teritoriul Republicii Moldova. Rog să susțineți proiectul avizului prezentat. Mulțumesc! Mulțumesc! Cine este pentru susținerea acestui aviz? Aprobat! Vedem că este sfârșitul sesiunii parlamentare, avem, cred că, vreo 15 avize astăzi. Următorul aviz, doamna Dăbija. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, următorul aviz se referă la proiectul de lege pentru modificarea și completarea legii cu privire la energia termică și promovarea cogenerării. Conform inițiativei legislative, se propune ca cantitatea de energie termică pentru încălzirea încăperilor tehnice care mențin în stare funcțională sistemele inginerești ale blocurilor și a locurilor de uz comun să fie supusă facturării în cazul în care a fost efectuată deconectarea instalației de utilizare a energiei termice de la sistemul de alimentare centralizată de energie termică SACET, ceea ce contravine principiul echității și proporționalității răspunderii colective pentru întreținerea proprietății comune stabilite de legea cu privire la condominiu. Totodată, în conformitate cu datele prezentate de către unitățile termoenergetice din cadrul SACET din municipiul Chișinău, s-au debranșat pe parcursul anilor prezenți în jur de 25.000 de apartamente din totalul de circa 209.000 conectate, iar din municipiul Bălți peste 4.000 de apartamente din totalul de 32.400 de apartamente. Menționăm că pentru ambele sisteme de alimentare centralizat cu energie termică au fost încheiate acorduri de finanțare, scopul primordial al căror este sporirea calității serviciilor prestate și totodată majorarea sarcinii SACET prin reconectare consumatorului la SACET. La fel, relevăm că energia termică în municipiul Chișinău, dar și în municipiul Bălți, este produsă la centrale electrice cu termoficare, care produc simultan atât energie electrică cât și energie termică. Respectiv, micșorarea componentei de energie termică implicit va duce și la micșorarea componentei energiei electrice, ceea ce vine în discrepanță inclusiv cu scopul și obiectul de reglementare a legii cogenerării, conform căruia se promovează cogenerarea în baza cererii de energie termică utilă. Menționăm că adoptarea proiectului de lege ar duce nemijlocit la creșterea ratei de branșare a consumatorilor de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, iar, conform informațiilor oferite de către întreprinderile termoenergetice, de la SACET de regulă s-au debranșat consumatorii cu venituri mai mari și au rămas conectați acei consumatori care sunt în categoria celor vulnerabili și cad sub incidența sărăciei energetice. De asemenea, vreau să comunic că, în scopul atenuării problemelor invocate, în conformitate cu dispozițiile emise de către Comisia pentru Situații Excepționale, prin Ordinul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a fost aprobată metodologia privind repartizarea consumului direct și indirect de energie termică și a costului aferent acestui consum între consumatorii unui bloc locativ conectat la sistemul colectiv de alimentare cu energie termică. De asemenea, vreau să comunic că la moment în cadrul Ministerului lucrăm la un alt proiect de act normativ care va reglementa procedura
de prestare și achitare a serviciilor locative comunale și necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentului și a condițiilor de deconectare acestora de la sistemele de încălzire cu apă, precum și elaborăm analiza de impact. Deci, în procedură de discuție publică este acest act normativ. Vreau să comunic că Guvernul nu susține inițiativa legislativă expuse. Rugăm suportul în aprobarea acestui aviz. Vă mulțumesc. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru aprobarea acestui aviz? Aprobat. Următorul aviz, domn Topal. Stimați colegi, propun atenție noastră proiectul hotărârii de guvern pentru aprobarea avizului la proiectul de lege cu privire la acordarea suportului financiar unic pentru pregătirea elevilor din învățământ obligatoriu de noul an școlar. Prezentul proiect propune avizul pentru inițiativa legislativă numărul 280 din 2022. Avizul generalizat a fost definitivat în consens cu avizele Ministerului Finanțelor, Ministerului Justiției și Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Remarcăm că realizarea soluției legislative preconizate prin proiectul de lege avizat va necesita cheltuieli financiare pe termen lung. Prin urmare, considerăm că la promovarea unor astfel de proiecte, cunoscând direct nevoile societății, legiuitorul urmează să stabilească mijloacele cele mai adecvate în atingerea scopului propus, utilizând un echilibru între cheltuielile și veniturile publice, precum și necesitățile concrete ale familiilor cu copii și veniturile acestora. Subliniem că în prezent cadrul normativ prevede acordarea unui suport financiar, inclusiv pentru procesul educațional. Familiile cu copii pot beneficia de ajutor bănesc în cuantum de până la 4.000 de lei per copil, la stabilirea căruia se ia în considerare necesitățile familiei, numărul de copii în familie, condițiile de trai, factorii sezonieri, gravitatea problemei, alți factori, precum și venitul familiei obținut din salarii, plăți sociale și alte surse de venit declarate sub responsabilitatea familiei. În contextul celor expuse, propunem susținerea avizului prin care nu susținem inițiativa legislativă. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Cine este pentru aprobarea acestui aviz? Aprobat. Următorul aviz, domnul Satei. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezent spre aprobare proiectul hotărârii de guvern cu privire la aprobarea avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, inițiativă legislativă înaintată de către un grup de deputați din Parlamentul Republicii Moldova cu numărul 388 din 25 octombrie 2022. Autorii inițiativei legislative intervin cu modificarea cadrului normativ în scopul asigurării respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului care se referă la libera alegere a muncii. Legiuitorii urmăresc modificarea cadrului normativ existent prin care militarii, funcționarii publici cu statut special, ofițerii de informații și securitate, care au absolvit o instituție de învățământ a Ministerului Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciului de Informații și Securitate și care, după eliberare din serviciu, se reangajează în decurs de 6 luni, o singură dată, în instituția din care au fost eliberați sau se angajează într-o instituție sau autoritate în care este prevăzut serviciu militar sau serviciu special, să fie scutiți de la recuperarea cheltuierilor pentru instruire. Ministerul Apărării a generalizat propunerile parvenite de la autoritățile publice vizate și, în acest sens, propune susținerea inițiativei legislative și aprobarea proiectului de hotărâre de guvern menționat. Solicit aprobarea avizului consolidat. Mulțumesc! Cine este pentru susținerea acestui aviz? Aprobat. Și acum trecem la cele trei subiecte pe care le-am inclus adițional pe ordinea de zi. Domnul Litvinenko, vă rog. Mulțumesc. Încep proiectul legii pentru modificarea unor acte normative, procedurile simplificate în procesul penal. Precum am spus, acest proiect ține de executarea sau implementarea strategiei privind asigurarea independenței și integrității sectorului justiției. De asemenea, acest proiect face parte din memorandumul cu Fondul Monetar Internațional, în care a fost trasată necesitatea revizuirii acestui mecanism pentru a fi unul funcțional și încurajator. Așa, dat fiind faptul că există mai multe alternative la procedurile simplificate în procesul penal, ar fi echitabil ca acestea să se poată diferenția între ele după subiecții procesuale, după etapa la care poate fi aplicată, după procedura de judecare, precum și după pedepsele aplicate. Deci, prin proiectul respectiv, pe lângă celelalte două, se introduce
o procedură simplificată nouă și anume acordul judiciar în interes public. În partea ținută de procedura acordului judiciar în interes public, Ministerul Justiției a organizat inclusiv unele evenimente publice în cadrul căruia a fost prezentată practica unor țări membre ale Uniunii Europene, dar și SUA cu privire la acest mecanism. În esență, procedurile simplificate în procesul penal, care se ajustează conform proiectului respectiv, conțin mai multe avantaje, printre care degrevarea instanțelor de judecată de volumul mare de cauze, operativitatea instrumentării acestora atât la faza de urmări penală cât și la faza de judecare, repararea mai rapidă a prejudiciilor cauzate prin infracțiuni, oferirea instrumentelor de identificare a persoanelor vinovate, evitarea tergiversării examinării cauzelor penale, evitarea expirării termenului de prescripție. Deci, principalele diferențe între toate cele trei proceduri simplificate se reduc la următoarele. Atât acordul de recunoaștere a vinovăției, cât și acordul judiciar de interes public se încheie la etapa de urmărire penală, pe când judecarea cauzei pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală are loc doar la etapa judiciară. 2. La încheierea acordului de recunoaștere a vinovăției, limitele pedepsei se reduc la o treime, dat fiind că acesta se încheie la o etapă mai incipientă a procesului penal, iar la procedura de judecare a cauzei pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală se reduc cu o pătrime, pentru că în procesul penal au fost efectuate toate acțiunile de urmărire penală, cauza aflându-se la etapa judiciară, ceea ce și presupune o reducere a limitelor pedepsei mai mici. Un alt aspect diferențiat este că procedura acordul de recunoaștere a vinovăției se reduce și limitele pedepselor complementare, pe când la procedura de judecare cauzei în baza probelor administrate în faza de urmări penală, limitele pedepselor complementare rămân neschimbate. Pentru acordul de recunoaștere a vinovăției pot opta atât persoanele fizice și juridice, însă acordul judiciar de interes public este aplicabil doar persoanelor juridice, pe când judecarea cauzei pe baza probelor administrate în faza de urmări penală se aplică doar la persoanele fizice. În concluzie, prin proiect se propune clarificarea și trasarea unor linii foarte clare de demarcare dintre procedurile simplificate în procesul penal, și anume acordul de recunoaștere a vinovăției pe de o parte, acordul judiciar în interes public pe de altă parte și judecarea cauzei pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, și în acest sens propunem prin acest proiect modificarea codului penal, codului de procedură penală și altor acte normative. Având în vedere cele menționate, solicit respectuos susținerea acestui proiect de hotărâri pentru aprobarea proiectului de lege. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru aprobarea acestei hotărâri? Aprobat. Și două avize. Domnul Litvinenko? Da. Colegi, propun atenție dumneavoastră proiectul aviz Guvernului la proiectul de hotărâre a Parlamentului privind aprobarea Programului Național de Recuperare a Bunurilor Infracționale pentru 2023-2027 și a Planului de Acțiuni privind implementarea acestuia, inițiativă legislativă a unui grup de deputați. Documentul de politici este orientat spre atingerea două obiective majore, și anume 1. Consolidarea sistemului național de recuperare a bunurilor infracționale în conformitate cu standardele internaționale și cerințele Uniunii Europene, și 2. Creșterea gradului de transparență, expertiză și integritate în procesul de recuperare. Acțiunile obiectivelor setate au ca scop eficientizarea mecanismelor de sechestrare, confiscare, recuperare efectivă a bunurilor infracționale, precum și asigurarea unei mai bune coordonări între toți actorii naționali competenți în domeniu, dar și cu omologii din străinătate. Adoptarea acestui program constituie de asemenea un angajament în implementarea măsurilor propuse de Comisia Europeană în avizul său privind cererea de aderare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Guvernul rămâne în continuare ferm în angajamentul său de a realiza în progres în ceea ce privește recuperarea activelor sustrase. Sper mult că aprobarea acestui program național de către colegii din Parlament vor impulsiona procesul de recuperare a bunurilor furate de la cetățenii Republicii Moldova, și vom avea nu doar programe, dar și efectiv bunuri sau bunuri recuperate în folosul statului. Abia aștept acea zi istorică când bunuri infracționale vor fi recuperate și banii vor intra în buget. Eu cred că toți
cetățenii noștri se așteaptă să vadă acea zi care va simboliza dreptate. Pentru că avem foarte multe bunuri sechestrate, noi trebuie să vedem cum banii intră în buget și sunt cheltuiți pentru beneficiul oamenilor. Cine este pentru susținerea acestui aviz? Vă mulțumesc și ultimul proiect, vă rog. Ultimul, încă un aviz. Prezint atenției avizul Guvernului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, la fel o inițiativă legislativă. Proiectul de lege a fost elaborat pentru a implementa recomandările Comitetului Monival a Consiliului Europei, transpunerea legislației Uniunii Europene, dar și în contextul derulării procesului de evaluare a Republicii Moldova de Forumul Global a OECD privind transparența și schimbul de informații în scopuri fiscale, precum și crearea premizelor necesare pentru includerea Republicii Moldova în zona unică de plăți. Prin proiectul de lege se propune extinderea listei entităților raportoare cu categorii noi de entități și anume executorii judecătorești, administratorii autorizați, furnizorii de servicii privind monedele virtuale și furnizorii de servicii de finanțare participativă. Această categorie de subiecți va fi obligată să transmită informații privind tranzacțiile suspecte către serviciul prevenirea și combaterea spălării banilor. La fel și Agenția Servicii Publice va raporta tranzacțiile suspecte identificate în procesul de prestare a serviciilor publice. De asemenea, în proiectul legii sunt incluse reglementări distincte care definesc beneficiarul efectiv și persoanele expuse politic, iar ținând cont de apariția și dezvoltarea rapidă a utilizării monedelor virtuale și posibilitatea utilizării lor abuzive, în scopul spălării banilor finanțării terorismului, se introduce noțiunea de monedă virtuală. Noile reglementări vor fi orientate și spre eficientizarea activității serviciului prevenirea și combaterea spălării banilor, în special în procesul de efectuare a controalelor, dar și prin atribuirea deciziilor emise de SPCSB și a caracterului de document executoriu prin care vor fi executate în conformitate cu normele stabilite de codul de executare. Guvernul susține adoptarea acestui proiect de lege venind cu un șir de recomandări, propuneri, observații care ar fi în măsură să contribuie la îmbunătățirea versiunii definitivate a proiectului de lege. În acest context, rog respectuos să susținem avizul și aprobarea acestui proiect de către Parlament. Mulțumesc! Mulțumesc! Cine este pentru aprobarea acestui aviz? Aprobat! Vă mulțumesc, colegi! Aici încheiem partea publică a ședinței Guvernului.